Da, pe unde vine? Uite, le strânge de gât. Pe unde vine calculul ăsta? În spate, uite, te strânge de gât. Aoleu! Aoleu, te strânge de gât. Aoleu, ce băiat deștept. Cel mai deștept om. Da? Să trăiți mai bine. Păi, văd că sunteți de la ALDE. Cum îmi spuneți că sunt deștept? Află domnul Doriceanu. Vă dau afară din partid. Nu mă dă pe mine afară, mă dă nimeni afară. Da? Dar suntem în această zonă a susținătorilor PSD în ALDE. Aici, vedeți, este sediul partidului. Singurul din țara asta care ar putea avea 1 milion de euro. Hai să fim serios. Păi nu, vorbim, da. Toată lumea zice, oamenii Dragnea, simpli, Dragnea, Dragnea. Dacă cum, are 1 milion de euro, ce, care problema? Cum vi se pare treaba asta cu oameni simpli? Uitați, cum este dânsul. Dânsul cred că nu a văzut nici 100 de mii de euro la un loc. Susțin păi, un om noi, care are o asemenea avere. Adică nu, nu, știu, nu vă puneți întrebări, domne, totuși. Palatul din Alexandru l-ați văzut, e pe 3 străzi. Domnule, dar stați un pic, bă, actualul președinte. Palatul ai văzut dumneavoastră, ai văzut un palat cu Mihalaicu, ia-ți iată-l, am văzut că e scos la vânzare. Dar nu v-ați întrebat niciodată, sărăcia din județul Teleorman. De unde știți dumneavoastră că e sărăcie în județul Teleorman? Sunt indicatorii economici, de la statistică. E cel mai sărac județ și cea mai mare rată a emigrării. Știți dumneavoastră că e sărac? Păi așa zice direcția de statistică. Statisticile sunt făcute din birouri, nu puteți. Da, pentru cei care sunteți în țară și mai ales în diaspora, se fac controle aici de acces ca la aeroport. Pe partea cealaltă, pe Chiselev, s-a făcut chiar și cu detectorul de metale. Eu am venit aici pe Bulevardul Averescu. O să ajungem în curând la tribuna unde se află cei doi politicieni cu probleme, da? Nu o să pronunț cuvinte dure astăzi pentru că este ziua națională. Mă refer la domnul Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, și la domnul Călin Popescu Tăriceanu. Acesta este bulevardul pe care au venit mai devreme, ați văzut imaginile, cu autocarele susținătorii de la partid ai ALDE și ai PSD. Au venit, de ce au fost aduși pe aici? O parte au venit cu autocarele de la Romexpo și au fost lăsați în apropiere și altă parte au venit direct din țară și au fost lăsați aici. Ați văzut imaginile cu ei. Au fost aduși pe aici pentru că aici, chiar lângă, în spatele, lângă Arcul de Triumf, se află sediul ALDE. Da? Vedeți aici, în spatele meu, este sediul ALDE. Și atunci au fost aduși pe acolo ca să fie pe lângă sediul ALDE. Băgați, vedeți, îi vedeți acolo, sunt foarte mulți oameni în curtea ALDE. Haideți să vedem ce se întâmplă în spatele tribunei, unde sunt cei doi domni. Nu pronunț cuvinte dure. Voiculescu. Da, pe unde vine? Uite, le strânge de gât. Pe unde vine Voiculescu? În spate, uite, te strânge de gât. Aoleu! Aoleu, te strânge de gât. Aoleu, ce băiat deștept. Cel mai deștept om. Da? Să trăiți mai bine. Păi, văd că sunteți de la ALDE. Cum îmi spuneți că sunt deștept? Află domnul Doriceanu. Vă dau afară din partid. Nu mă dă pe mine afară, mă dă nimeni afară. Da? Nu mă dă nimeni afară. Mă bucur că sunteți simpatic. Da, și dumneavoastră e important astăzi. E important. Sunt cel mai inteligent dintre toți jurnaliștii. Vă mulțumesc frumos. E important de ziua națională să fim simpatici. Nu sunt băgat cu nicio partidă, deci atenție. Da, aveți insignă cu ALDE. Am luat-o eu, că am simpatizat. Vă dă afară. Vă dă domnul Tăriceanu afară din partid. Nu mă dă, că e un băiat foarte... Vă mulțumesc mult. Să trăiți mai bine o zi bună.
Da, ați văzut care este reacția oamenilor? Culmea, nu mă așteptam la asta, să știți, un susținător ALDE, să am o astfel de discuție cu el. Nu m-am prins, acum poate a vrut să fie ironic, dar oricum a fost o discuție foarte, foarte simpatică. Suntem așadar aici, în zona ALDE, partidul domnului Tăricianu, n-am să-i spun calitatea judiciară pentru că e ziua națională. E, vedeți, aici sunt niște susținători ALDE nervoși. N-am să-i spun domnului Tăricianu calitatea judiciară pentru că este ziua națională. Dar suntem în această zonă a susținătorilor PSD în ALDE. Aici, vedeți, este sediul partidului și recunoscusem pe aici niște figuri. Nu știu dacă le mai vedem, dacă le mai vedem acum. Erau cei care fuseseră la Direcția Națională Anticorupție să îl susțină pe, ați ghicit pe cine, nu îi spun calitatea judiciară pentru că este ziua națională astăzi, pe președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea. Așadar, cam ăsta a fost traseul susținătorilor PSD și acum trecem din zona PSD, trecem în zona opusă, unde ar trebui să fie protestul rezist. Bun, haideți să traversăm dincolo. Aici este bulevardul Kiselev, îl vedeți în spatele meu. De pe Kiselev vor veni protestatarii rezist. La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani! Aici este zona... Mersi mult, mersi mult! Ați văzut, sunt și oameni care mă recunosc aici. În această zonă ar trebui să vină protestatarii rezist, care vin teoretic de pe bulevardul Kiselev. Ce este interesant și ce este de spus pentru acest început de paradă militară este faptul că, și ăsta e un lucru rău, vedeți că sunt 99 de ani de la Unire, mai un pic și facem centenarul, și sunt practic două zone, două tribune, cea unde se află șeful statului împreună cu invitații președinției și cea unde se află cei doi politicieni. Nu spunem cuvinte dure astăzi pentru că este ziua națională. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Senatului, Călin Popescu Tăricianu. Ilie Năstase a venit în uniformă aici și nu îi se permite accesul, vedeți imaginile. Probabil pentru că nu are invitație, n-a făcut protocolul necesar. A încercat să intre și reprezentanții jandarmeriei l-au dat afară de aici, din zona de acces la tribuna oficială. Îl vedeți, nu i-a picat prea bine domnului general, cred că e general Ilie Năstase. Nu a fost invitat, n-a avut invitație oficială și ca atare nu a putut să intre la tribuna oficială. A fost invitat să meargă în public. Da, Alex? Valer Dorneanu, unul dintre cei căruia îi cer demisia protestatarii rezist. Domnul Valer Dorneanu este un stâlp al corupților din politică, este un politruc al PSD pus la Curtea Constituțională pentru a sprijini infractorii în demersurile pe care ei le fac pentru distrugerea independenței justiției. Domnul Valer Dorneanu, fost deputat PSD, actual politruc, șef al Curții Constituționale. Îl vedeți și pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu familia, cu Ioana Băsescu și cu nepoții.
Îl vedeți pe Victor Ciorbe, avocatul poporului, un alt personaj cheie, pion cheie din construcția pe care își bazează puterea infractorului Liviu Dragnea. Știți că Victor Ciorbe a fost plasat la avocatul poporului ca răsplată pentru ce a făcut și cu USL-ul și că susține demersurile pe care le fac penalii din Parlament. Îl vedeți acum pe Procurorul General al României. Suntem aici la intrarea către tribuna oficială. Procurorul General al României, Augustin Lazăr, vine acum la parada militară. L-ați văzut și pe Paul Stănescu, marele baron de Olt, și alți oficiali, de asemenea militari care reprezintă armatele partenerilor NATO, care vor defila aici de 1 decembrie și militari, evident, din conducerea armatei române. Imagine care spune cât 1000 de cuvinte la Ziua Națională a României. Este inutil să fac comentarii, este un lucru foarte frumos. Ați fost acolo la trecerea... Vedeți și mașinile ambasadelor, ambasadorul Republicii Moldova, reprezentantul fraților români. Suntem aici cu grupul Rezist la Arcuri de Triumf. După cum vedeți, respectăm Ziua Națională, da? Suntem tot grupul Rezist aici cu drapele tricolor și cu drapelul Uniunii Europene. Peste drum de noi, în fața sediului ALDE, acolo undeva în spate, se află cei doi cetățeni, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăricianu. Dar astăzi suntem aici pentru Ziua Națională, pentru România. Suntem aici pentru Armata Română, pentru militarii care ne apără țara. Și, așa cum a spus și în postarea video pe care am filmat-o ieri seara aici la Arcul de Triumf, despre asta este vorba acum, aici, de 1 decembrie, la Arcul de Triumf. Întâmplarea face că așa s-au aranjat lucrurile. Treceam pe aici prin fadea PSD-ului și am văzut oamenii ieșind. Sunt foarte bucuroși
că au fost la Ziua Națională. Bună ziua, v-a plăcut la Ziua Națională? Da. Ce ați făcut la sediul PSD-ului? Sunteți de la PSD? Membrii PSD? Da, membrii PSD. A, și ați venit de departe, nu? Da. Din ce județ? Din Teleorman. Din Teleorman, de la domnul Dragnea? Ce părere aveți despre domnul Dragnea? Lasă-l, mă, cu urfanul ăsta. Domnul Dragnea? Nu, eu răspundem cu să cade un om bun. Dar n-ați văzut la televizor ce zice despre el, că are avere, că a furat milioane, că nu vă pasă de asta? Că dumneavoastră sunteți un om, cred că nici nu știți cum n-ați văzut un milion de euro, nici eu n-am văzut. Și aveți idee cât... Sunteți sigur că el i-a văzut? Cum? Sunteți sigur că el i-a văzut? Păi nu știu, dar asta mă întreb. Asta dacă mă întreb. Ar fi singurul din țara asta care ar putea avea un milion de euro, hai să fim serios. Păi nu, da. Toată lumea a zis Liviu Dragnea, dacă are un milion de euro, ce care problema? Cum vi se pare treaba asta cu oameni simpli? Uitați, cum este dânsul. Dânsul cred că nu a văzut nici 100.000 de euro la un loc. Susțin un om care are o asemenea avere, adică nu vă puneți întrebări, domne, totuși. Palatul din Alexander l-ați văzut de pe trei străzi? Domnule, dar stați un pic, actualul președinte are 7 case. Palata ai văzut dumneavoastră, ai văzut un palat al lui Halaicu, ia fiate, l-am văzut că e scos la vânzare. Dar nu v-ați întrebat niciodată, sărăcia din județul Teleorman. De unde știți dumneavoastră că e sărăcie în județul Teleorman? Indicatorii economici de la statistică. E cel mai sărac județ și cea mai mare rată a emigrării. Știți dumneavoastră că e sărac? Păi așa zice direcția de statistică. Statisticile sunt făcute din birouri, nu pe teren. Vino cu asta, vezi că îți mâncăm acolo. Da, de la ferma lui domnul Dragnea. Are de la Sancia, de unde? De la fiecare de la noi. Da? Statisticile sunt făcute din birou, băi. Chiar te invităm. Am înțeles. Da, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră în Brazilia ați fost vreodată? Faci glume, asta e. Păi vă întreb. Am fost eu din București. A, nu sunteți din Alexandria. A, credeam că sunteți de acolo, că luați afară. Dumneavoastră de unde sunteți? Din Alexandria? Nu, sunt din Alexandria, dar sunt din Teleorman. A, păi, din Teleorman de unde? Contează de unde. Sunt importante că reprezintă județul Teleorman. Am înțeles, am înțeles. Deci nu să spuneți că domnul Dragnea e bun. Nu spun și că toate acuzele astea care i-a stat. Nu spun, dar eu merg tante. Dar hai să vă mai întreb ceva. Dacă domnul Dragnea era vinovat de ceva, eu sunt convins că îl înfunda Băsescu de 100 de ori până să-și termine mandatul de domnul. Dar sunteți sigur că a vrut să-l înfunde? Poate n-a vrut să-l înfunde, v-ați gândit la asta? Eu cred că da. Eu cred că dacă gândit la asta? Haideți să vă întreb ceva. Nu m-am gândit, dar sunt convins că dacă ar fi avut cu ce să-l înfunde, l-ar fi fundat în fulci cu tot. Dar nu credeți că poate au fost pe felie? Nu v-ați gândit la asta? Mie e puțin probabil. De ce? Mie e puțin probabil. Pentru că dintr-un motiv foarte simplu. Unul dintre multe altele. Dragnea ar vrea să-l demită pe Băsescu, nu se pare un motiv destul de bun. Să nu fi atunci să-l fi fundat. Poate fi un argument. În același timp, dacă este așa cum zic toți cei care susțin că Băsescu a avut un stat paralel și că făcea ce vrea el, înseamnă că avea toate pârghile să-l termine și dacă nu l-a terminat, înseamnă că erau pe felie. Dacă tii în brațe așa, mănânci trecul de la ei. Statul paralel se referă în special la justiție și nu mă... Dar vreau să vă întreb ceva. Nu sunt... Dumneavoastră ați comis vreo infracțiune? Dar ia întreabă-l de unde mănâncă el. Ia întreabă-l. Dumneavoastră ați comis vreo infracțiune? Întreabă-l și de unde mănâncă el. Păi și atunci ideea asta cu un infractor de soare? Nu... Că infractorul și președintele țării. Da. Ați văzut părerea celor de la PSD? Hai să nu uităm că domnul Iohannis a intrat în campania prezidențială. Domnul Iohannis nu a fost anchetat penal. Are o problemă de ordin civil, altcineva a comis un fals. Nu l-a comis, de ce? N-a avut anchetă penală, o diferență. A avut dosar penal. Nu a avut penal, acolo a fost un dosar civil. Păi, dar nici Dragnea n-a avut dosar penal până să... Da, e condamnat. Până să deranjeze. E condamnat definitiv și revocabil. Până să deranjeze sistemul, n-a avut dosar penal. El e infractor, adică e condamnat. Și președintele țării e un infractor. Nu este. Încă nedovedit. Dar nu merge așa, stați un pic, așa tot suntem infractori. A avut dosar penal. Eu nu mă consider un infractor pentru că n-am considerat nicio infracțiune. Păi și ideea asta că susțineți necondiționat un om care nu pot să spun că e infractor, nu a e cercetat, stai un pic. Sunteți din Alexandria. Reformulează. Da. Nu am spus că susține necondiționat. Bun, haideți să vă întreb ceva. Sunteți din Teleorman. Știți dosarul al doilea cu casa de copii? Când a angajat secretarele de la PSD, le-a angajat asta la ceva de bani. Cred că omul ăsta are dreptate, dumneata, chiar că mănânci din bani pe urmă. Hai, spus la sus. Da. Ați auzit, acestea sunt argumentele, în general, când încerci să discuți rațional, și ați văzut că eu nu mă feresc de discuții. În jurul meu sunt numai susținători de la PSD care au ieșit din sediul PSD. Acestea sunt argumentele. Pur și simplu încerci să discuți, să explici omului. Și în momentul în care nu există argument, atunci o dau în altceva. Piața Victoriei la protest?
Ați primit și plan, veniți la protest? Da, voi veni. Rămân în București. Rămân să văd care e atmosfera. Da? Da, 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 vă vede domnul Dragnea, vă dă afară din județ. Pe mine? Nu are de ce să mă duc. Sau din partid? Nu m-a adus Dragnea în Telorman ca să mă dea și afară. Nu m-a... A? Ce face? Eu? Află că veniți la protest, vă dă afară. Mă duc acasă. Da, micul grup de protestatari zi s-a adunat aici în piața Victoriei din București. Mi-a plăcut foarte mult, am văzut pe Facebook, nu mai rețin exact pe care dintre pagini, dar mi-a plăcut asta că patriotismul nu e legat neapărat și dragostea de țară de un steag uriaș pe care îl pui pe o clădire, e legat de multe alte lucruri. Ați văzut în registrările video interviurile cu oameni care ieșeau de la sediul PSD. Ați văzut, se poate discuta cu ei, nu asta este problema, dar ați văzut cum în ce realitate paralelă trăiesc acești oameni. Oameni cu care nu poți să ai o discuție logică, pentru că ei pur și simplu cred minciunile spuse la Mafia TV. Una dintre ele, domnule președintele, avem un președinte infractor, în condițiile în care șeful statului niciodată nu a fost condamnat penal pentru nimic, adică pentru orice om care știe cât de cât drept este o confuzie uriașă, deci este ceva, rămâi mască când auzi astfel de lucruri. Județul Telorman nu este cel mai sărac, deși sunt date de la Direcția Națională de Statistică. Pur și simplu v-am prezentat aceste interviuri ca să vedeți cât de mult rău pot să facă în societate, pentru că până la urmă oamenii aceștia cu care am discutat, într-un fel, ei spun ce văd la televizor. Și pentru că se uită la Mafia TV, ei cred această realitate paralelă. Dacă mâine Mafia TV le-ar spune în continuu că pământul este plat, ei ar crede că pământul este plat și mi-ar spune la fel de hotărâți cum mi-au spus lucrurile pe care le-ați auzit, că pământul este plat. Ca să înțelegeți, vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți într-un fel că mare parte din răul în care ne aflăm ni se trage și de la ceea ce fac aceste Mafia TV și de la faptul că avem un Consiliu Național al Audiovizualului care nu face ce ar trebui să facă. Și de aceea România este în această situație și de aceea este foarte important ca noi, cei care vedem lucrurile altfel și normal, să luăm atitudine chiar și în stradă la proteste.